laptopul de azi dimineață. Abia acum câteva minute am terminat ultimul curs pe ziua de azi și voiam să vă arăt și vouă acest site care se numește Gate Shop. L-am mai adus în discuție, dar nu am apucat să vă spun prea multe despre el. Atunci când v-am arătat acea lumânare parfumată și am văzut că au promoții foarte mari, aici sunt doar câteva categorii, ei tot timpul au prețuri foarte bune la haine, accesorii, vedeți că au aici și decorațiuni pentru casă și pentru copii, bărbați și femei. Aici sunt tricourile sub 14 lei și sunt foarte calitative, am multe articole vestimentare de la ei și chiar îmi plac foarte mult. Haideți să vă arăt puțin așa în mare. Ca de exemplu, acest tricou este 10 lei, nici măcar nu mi se pare un preț foarte, foarte mare. Ce mai avem pe aici? Bluze și cămăși sub 30 de lei. Vreau să vă arăt așa câte puțin din fiecare categorie. Au și modele frumoase și culori, deci toate culorile le găsiți la ei. Uitați, aceasta îmi place foarte mult, de fapt e un tricou. Au și pe galben și pe movul acesta lila. Ce mai avem? Blazere sub 59 de lei, fuste, anorace sub 30 de lei. La categoria aceasta am văzut foarte multe chestiuțe faine și tot așa. Uitați ce gamă variată de culori au aici la acest model. Eu până acum mi-am pus în coș două produse și anume acea vestuță pe care cred că am și filmat-o la început și mai niște pantaloni de training. Aici sunt și de training și jeans, cred că mai multe. Imediat îi găsesc și pe cei pe care i-am pus eu. Prima dată i-am vrut pe aceștia, dar m-am răzgândit și i-am pus până la urmă pe cei largi cu capse, care sunt 45 de lei. Un preț foarte ok. Și la ultima categorie, toate sunt sub 10 lei. Aici am văzut că au mai multe accesorii și cercei. Uitați aceștia ce drăguți sunt. 6 lei și sunt cu un ren. În cazul în care vă interesează, un breloc de chei tot cu ren și multe, multe alte accesorii, bentițe de păr, ochelari cu Merry Christmas. Am intrat pentru că aș vrea să văd dacă găsesc cumva niște hanorace, niște rochițe, ceva de Crăciun. M-aș bucura tare mult, dar vedem imediat. Am dat și de o secțiune care se numește Magazin de Crăciun. Sunt foarte curioasă ce au aici. Nu m-am uitat până acum. Hopa, în prima fază avem niște halate care sunt foarte pufoase și călduroase și eu am acest gen. Cu roșii gri, niște șosețele de Crăciun, Doamne cât sunt de drăguțe, cu ren și sunt doar 10 lei, 38, dar nu-i mai punem în calcul. Foarte mulți păpuci de casă cu gri. Aici avem ceva animăluți, mă gândesc. Ia să vedem mai bine. Da, și în loc de nas are o inimioară și coroniță. Foarte drăguți. Aceștia sunt la fel, doar că pe roz. Alte șosete cu turtă dulce. Nu înțeleg ce fac astăzi. Așa am făcut toată ziua, îmi fuge imaginea. Da, deci cu turtă dulce, pinguini, alți păpuci de casă cu ceva ochi și gene. În sfârșit am dat și de hanoracele acestea despre care vă ziceam mai înainte. Foarte mult îmi place acest model cu turtă dulce și o inimioară. Aici scrie Let it snow. Mai jos alte pijamale. De fapt, sunt un set de pijamale, am mai văzut la ei pe site. Pantalonii sunt separați, sunt 35 de lei și partea de sus la fel separat. Niște colanți cu model de Crăciun, la fel șosete de Crăciun, alt pullover de Crăciun cu un ren care e la patinoar, din câte îmi dau eu seama aici. Da. Și multe, multe alte articole și tricouri. Doamne, deci chiar mă bucur foarte mult că am dat de această secțiune. Imediat mă uit când îmi pun toate produsele în coș, revin. Și la categoria aceasta de decorațiuni pentru casă au o grămadă de
lucruri foarte faine. Am văzut și lumânări multe, parfumate, și cănile acestea mi se par foarte drăguțe cu pisicuță. Au pe roz, data trecută am văzut că aveau și pe alb și negru. Și eu astăzi puțin în fața camerei, iar țin telefonul în mână, deci este foarte posibil să aveți o imagine mișcată, dar sorry, și să vă mai țin la curent cu ce s-a întâmplat, deși majoritatea zilei am petrecut-o în cameră, cu părul prins așa, doar dată cu puțin rimel și cu rochița mea de iarnă. Nu am mai vorbit de la 3 și ceva când am terminat ultimul curs și am dat comanda pe gate. Am uitat să vă filmez produsele pe care le-am pus în coș, dar oricum ele vor ajunge până înainte de Crăciun și facem unboxing-ul împreună. Așa că da, de dimineață am avut cursuri și după ce am terminat m-am pus să-mi fac referatul pentru mâine la fiziologie. Nu s-a întâmplat mare lucru, vrem de acum încolo să mergem la casa cealaltă să ne ocupăm de decorat, v-am spus acest lucru și ieri. Ieri am făcut bradul aici, am mai pus una alta prin cameră pe hol și astăzi vrem să mergem dincolo pentru că nu am făcut absolut nimic, nu am decorat, nu am pus nici măcar un mic aranjament, așa că eu zic că ar fi cazul și vă iau cu mine acolo și vedem exact cum decorăm și ce facem. Haideți să vă arăt puțin cum plouă afară. Nu știu dacă se vede ceva imediat. Asta nu se deschide, Sita. Ba da. Nu se vede nimic. Dar măcar poate auziți. Plouă foarte tare. Avem niște bombonele cu roșu pe care cred că le-ați văzut și printre decorațiunile mele. Lăsați să ajung la partea aia. Niște globulețe drăguțe cu mărgeluțe, sclipiți și eu mai știu ce. Niște moș Crăciun. Opa. Iar am vrut să-i zic moș de zăpadă. Deci din jumbo îi zic în continuu moș de zăpadă. Da, un om de zăpadă. Multe fundițe roșii. Globuri roșii. Că nici măcar aici nu am ocupat de globulețele astea cu roșu și auriu. Dar tu vrei să-l faci cu alb-roșu. Alb și roșu. Ok. Deci pe astea nu le pune. Astea cu ce sunt? Merry Christmas. Am crezut că sunt cu Tom și Jerry. Nu știu de unde până unde. Și un scobitor. Nu știu ce caut aici. Un șirac de steluțe. Tot așa cu mărgele. Am prins și eu puțin părul pentru că îmi trebuie în față. Pe aici la oglindă. Noi acum să știți că nu suntem în casă. Nu așa arată. Suntem în bucătăria... Ce bucătărie e asta? Din curte, de undeva, de vară, așa, da. Am zis să împodobim pe aici și dacă mai avem timp în seara asta, poate mai facem ceva și în casă, dar cel mai probabil mâine sau zilele următoare. Deci acum dacă stau să mă gândesc, atâta m-am tot lungit cu împodobitul meu, cu pusul decorațiunilor. Cred că la nimeni nu mai așa, dar ce să facem? Toată treaba asta o să poți să te faci cameraman. Ce zici? Vrei să te faci cameraman? Mai trebuie să te învăț să editezi. Vrei meseria. Da, mai trebuie să învăț, să te învăț să editezi. Și ne facem echipă. Gata, uitați aici. Ce minunăție de fundiță cum am lipit acolo. Am lipit-o, am pus-o. Sper să nu cadă. Nu cred. Sper cel puțin. Dacă ați ști voi unde sunt eu, copățata cu
un scaun, ring light-ul este pe masă, aici pe fundal colinde, abia ne mai înțelegem, dar ne plac foarte mult. Voi aveți vreo colindă preferată anul acesta? Dacă da, aștept să-mi scrieți în comentarii. Imediat terminăm cu brădulețul, mai trebuie să punem instalația, după care trecem la șemine. Mi-am adus acum aminte de ceva și până când vine mama cu instalația vreau să vă și răspund. M-ați întrebat de-a lungul vlogurilor de anumite chestii pe care le purtam și încep cu banderola neagră pe care am avut-o la munte fix în prima zi de Vlogmas. Am luat-o de pe AliExpress. Mi-am comandat foarte multe lucruri de la ei și pot să zic că sunt o norocoasă pentru că mi-au ajuns într-o stare foarte bună și nu am avut probleme cu ele. M-ați mai întrebat de o coroniță, cordeluță, nu mai știu exact care, dar după cum ziceam și în celelalte vloguri ale mele săptămânale, majoritatea cordeluțelor, coronițelor și accesorii, în general, le am de pe Sasimo. Bun, și de ce m-ați mai întrebat? De... nu mai știu exact. A, da, de bereta mea cu vișiniu, pe aia o am de acum 2 ani din Bershka. Nu știu dacă o mai găsiți acum pe undeva, nici pe site, dar eu v-am răspuns. În loc de colinde, avem reclame pe fundal pentru că este un colaj foarte lung și mai apar din când în când și reclame. Am făcut rost de instalație. Doamne, și cred că în toate vlogurile am făcut asta. O tot puneam pe după mine. Deci tu l-ai pus pe astea. Da. Super tare! Și se aprinde? Da. I-am dat acum luminositatea mai mică. Să vedeți ce drăguț arată. Și Moș Crăciun e acolo. Prietenul de la Jumbo, care era capitan de coș. Stătea acolo foarte fain. Aici este șemineul nostru. E dubla 3 în care mă chinui să zic șemineu și tot ziceam semineu. Nu știu de ce. Am filmat acum puțin un fel de before și urmează să îl împodobim. Dar știi că trebuie să mutăm astea, nu? De aici. Ce? Brăduțul și Moș Crăciun. Acesta. Este drăguț și de efect, dar lasă atât de mulți sclipici verde. Nu știam de unde Dumnezeu e sclipiciul din Cân și din toată plasa de la Jumbo. Și nelipsitul Moș Crăciun, care are căciulița pe față și nu îi se văd ochii. Colțișorul nostru de Crăciun este gata, am pornit acum și șemineul, să-l vedeți. Aici în dreapta avem bradul, care este și el gata, și fundițele, care mi-au mai rămas mie, le-am adus aici. Moșul, Moș Crăciun, știți că am problemele tot în curba, zic Moș de Zăpadă, ba... Da, deci Moș Crăciun aici. Și pe șemineu am pus renul, pe Rudolf. Moș Crăciunul cu căciuliță pe față, cerbul, brăduțul, acea decorațiune cu A Very Merry Christmas, omul de zăpadă și mai aveam această căsuță încă de dinainte împreună cu brădulețul.
și cizmulițele pe care nu le-am prins momentan niciunde. Rațiunile acestea mereu mi-aduc aminte de copilărie. Țin minte că aveam tot timpul puse pe geam așa, ba oameni de zăpadă, ba Moș Crăciun, brăduleți care sclipeau și se vedeau foarte frumos în geam. Și mai avem aici o lumânare care este tot așa cu luminițe. Ador cadrul acesta cu brăduțul în spate, șemineul și celălalt brad care luminează. Dacă aș putea numai și numai aici m-aș filma, dar probabil videoclipul cu idei de cadouri aici îl vom filma, cu siguranță, nu probabil. Dacă îmi pun puțin scaunul mai jos, se va vedea foarte bine și șemineul și decorațiunile de pe el. Cam aceasta a fost ziua mea de astăzi. Dacă de dimineață până pe la prânz nu am făcut nimic interesant, măcar spre seară am împodobit și am pus pe aici tot felul de decorațiuni drăguțe ca să ne ducă cu gândul la Crăciun. Noi ne revedem mâine cu următoarea zi de vlog. V-am pupat!